Bună dimineața! Hai să dăm prima dată mâncare la pești. Oh, plămânjoșii! Astăzi o să filmez ceva mai târziu, pentru că trebuie să duc pisicuțele la sterilizat, merg cu ele la doctor. Ceva mai târziu o să prăjim ceva pește. Am luat trei feluri de pește. Pește de apă sărată. O să vă arăt. O să vă povestesc și despre fiecare pește. O să-l fac pe tablă, cu sare, o bunătate. Ia uzi. Turcul este hater. Turcul este hater. Cum a pus să filmez cum dă cu flexul. Haideți că eu să pregătesc totul și când termin cu pisicuțele, începem să gătim. Ia uitați aici, nudiștii. Ăștia toți patru sunt alu pătrunjica. Ia, uite ce face asta, nu mai prostii face. Și ceilalți văd la el și fac și ei la fel, uite. Uite ce prostii face asta. Bă, o să cazi. A căzut. Ceilalți patru, al pisicuța usturoi, sunt în altă gașcă, dar de obicei nu țin cont, sunt toți ca și prățiori. Pisicuțele astăzi o să aibă o zi mai dificilă, pentru că sunt programate la sterilizare. Nu o să le vedeți astăzi, pe mămici. Cam în jumătate de oră o să mă duc cu ele la doctor și o să aibă o zi mai grea. Scara asta am pus aici, peste toată cușca lor, să nu umfle, uite-l pe ăla, să nu umfle vântul prelata mea impermeabilă. În continuu se joacă, în continuu. Zi salut! Te-ai abonat la Silviu Petrescu? Zi! Nu te-ai abonat! Aoleu, te dau jos! De pe acoperiș! Ce minte! Da. Ăsta face numai prostii, în continuu face prostii. Și învață și pe ceilalți. Aș putea să mă uit așa la ei ore și ore în continuu. N-ai cum să te plictisești. E distracția de pe lume la mine în curte. Urecheații nudiști. Am dus pisicuțele la sterilizat, am fost și la magazin, am luat ceva pește, avem aici lavrac, aici chefal și doradă. Lavracul este lupul de mare. Și între timp, eu am pregătit grătarul și cineva a sunat la ușă, e prima dată când îl cunosc. Marian Sima, te salut! Salut! Abonatul lui Silviu, cred că din vară. Păi atunci am început, nu mai devreme. Și am comentat, cred că la toate... Știu, așa este. ...clipurile. Și mi-ai spus de mai multe ori să vin și am venit
neanunțat. Așa mă bucur. Marian este mare biciclist. Are mii și mii de kilometri în fiecare an, are și medalii, are diplome cu kilometrii lui parcurși. Și Marian a venit la mine, a sunat pur și simplu la poartă, eu am deschis, nu știam cine este, a deschis, mi-a zis, Marian, mi-e să vin la tine, bine ai venit Marian, și asta a fost. Am zis, gata, ne apucăm amândoi de un pește, facem, o să aprind grătarul. Și dar facem pe tablă. Chiar ieri am văzut la antena, nu știu care antenă, nu este bine să gătim pe grătar. O porție de mici gătită pe grătar echivalează cu 700 de țigări fumate. Gudronul care intră în mâncare este foarte, foarte toxic. Așa că, ați văzut, americanii gătesc la grătar cu pe gaz. Nouă ne place gustul de fum, de afumătură, de grătar, dar să știți că nu este foarte, foarte, foarte sănătos. Așa că eu o să aprind grătarul, dar o să pun o tablă de inox și punem sare deasupra și facem peștele la tablă. Mă ajută și Marian să vedeți ce bunătate o să iasă. Prima dată. Vedeți, avem doradă. Este un pește care trăiește în Marea Mediterană și în unele părți costale ale Atlanticului de Nord. Atinge o lungime de 35 de centimetri, poate să-și ajungă și la 70 de centimetri și o greutate maximă de 17 kg. Este un pește hermafrodit, se nasc masculi, dar după o perioadă de 3 ani se transformă în femele. Știați? Dorada. Următorul pește este lavracul sau lupul de mare, bibanul de mare sau sivas. Are o culoare gri pe spate, mai strălucitoare, cu scripiri argintii pe flancuri, iar pe abdomen are culoare albă. Se găsește în Marea Mediterană, de curând și în Marea Neagră, Atlanticul de Nord și Nil. Este crescut mai mult în Grecia, Turcia, Spania, Franța, Croația, fiind cel mai important pește comercial crescut pe scară largă în regiunea mediterană. Peștele numărul 2. Al treilea pește este chefalul. Are cam 6-7 dungi. Uitați, au venit și muștele, e foarte cald afară. 6-7 dungi. Cenușii albăstrui sau cafenii aurii, burta argentie, prezintă în mod constant o pată mare aurie bine conturată. Deci avem 3 pești de apă sărată. Marian a zis că mă ajută la curățat de solzi. Eu când i-am luat, mi-au eviscerat, dar partea asta dinăuntru, dacă vedeți aici, este o peliculă neagră. Asta trebuie bine curățată, asta este foarte, foarte amară. Îi curățăm de solzi. Ce este la interior și ne apucăm de gătit. Am aprins grătarul. Dacă vedeți, ăștia sunt cărbunii de data trecută. V-am zis că am gătit și de 4 ori cu aceiași cărbuni. Uitați, sunt folosiți. Îi mai folosim o dată. Marian m-a ajutat, l-a curățat peștele. Îi mulțumesc. El era curățat de mațe, dar Marian l-a curățat de solzi. E așa ajutor să tot ai. Aprindem grătarul și o să gătim pe tablă. Punem sare și gătim pe tablă. Mama mia! Marian merge doar cu bicicleta, nu bea deloc alcool, dar uitați ce ne-a adus. Băutură din cireș amare, alcool 99,98%. Mi-a zis că acum s-ar putea să aibă vreo 60%. Hai să punem un pahar. Tare, sunt curios. Uitați ce culoare faină are. Să vedem și ce gust are. Mă gândesc că este ca o cireșată, ca o afinată, ca o zmeurată, dar vreau să văd ce gust are. Ia. Mama mia. 100% are 60% alcool.
și parcă are și ceva vișină, e puțin amăruie, e ca un jagăr, ca un amaretto, cumva să vă explic. Are un gust din plante, de cireșe și puțin și de vișină, dar mult mai tare, extraordinară băutura. Ia uitați, cireșa mare, nu-s vișină, cireșa mare, foarte, foarte bună. Nu mai beau decât atât, ăsta poate la sfârșit, pentru că trebuie să fac și peștele. Grătarul s-a încins, am pus peste el o tavlă din inox. Multă lume să zică că nu este din inox, dar nu este inox alimentar, acela care știți dumneavoastră din cuțite. Este inox. Sare grunjoasă, lăsăm acum să se încingă foarte bine și punem peștele. Ce zici, Marian, iese? N-are încotro. Da. Pisicii se odihnesc. Stau la umbră. Ia uite, au ce fețe au ăștia. Am pus peștele pe sare, ia uitați ce pai sfârâie. Da, Maria. A început să miroasă în toată curtea, e extraordinar. Oh! Peștele este pe tablă, vreau să vă arăt și bijuteria lui Marian. Asta este, se vede că este o cursieră de aia pentru profesioniști. Uitați ce roți are. Și Marian, te-ți acolo, Marian, te rog. Și zi-mi ceva despre bicicletă. E un Merida 300 Silex, model 2020. E un gravel bike. Ce înseamnă gravel bike? O struță cămilă, nici cursieră, nici mountain bike, combinate. Mi s-a părut așa, ca o cursieră. Da, adică e o cursieră care e bună pentru drumuri mai rele și all-road, cum ar fi la mașini. Da, și un off-road mai ușor. Câte viteze are? Cum ar întreba românul? Are 1/11. Are o foaie și am 11 pinioane. E slabă, mă. Alții au 30-40 de viteze. Nu, 12 sunt mari. Glumesc. Zice 2/11. Păi nu există, zice 22. Nu există 2, înmulțește 2 cu 22. Numărul de foi cu pinioanele, nu. Las că mi-au una cu 30 de viteze. Aoleu. Frână pe disc, față-spate, față-spate, așa, bidonul. Și ia uitați aici ce scrie, Marian Sima, ciclist român. Ciclocomputerul de la Milan. Da, acum este, mi-arată, deci de acasă și până la tine am 21,43 km. Aoleu, eu nu merg atâta cu mașina. Așa. Cam atâta. Neapărat cască. Da, întotdeauna. Asta sunt de acord. Sunt de acord. Salvat viața. Așa este. Am la Costinești. Și mers prudent, mers frumos. Asta trebuie. Respect în trafic și mă bucur că văd așa pasionați pentru biciclete. Eu sunt fan, am o bicicletă, dar o să-i arăt. Marian este în beci. Nu se compară cu al lui, dar și eu sunt biciclist. Mulțumesc, Marian! Am întors peștele pe tablă. Uitați ce bine arată. Marian, fiind constanțean ca și mine, abia așteaptă să guste din pește. Noi
snicăm pește. Am scos peștele. Uite așa bine arată. Făcut pe tablă, pe pat de sare. Mâncat așa pe el. Și acum o să încerc să și gust, să vă spun care este cel mai bun din punctul meu de vedere. Avem aici un specialist, Constanțean de-al meu. Și vreau să ne zică el, care este cel mai bun? Prima dată. Dorada. Dorada. Frige. Frige. Uite, vedeți că știe să-l și desfacă. Ia uite ce bine. Vreau să-mi zici, la sfârșit, care este cel mai bun? Și cum simți gustul? E bun? Dorada e bună, întotdeauna dorada este bună. Dorada știe toată lumea. Acum ce? Ce? Lupul de mare. Lupul de mare. Cum îl simți? 1, 2. Deci lupul de mare e mai bun, mai bun ca dorada. Da. Și acum chefalul. Mă bucur că zis asta. Și acum chefalul. Lupul 1, dorada și chefalul numărul 3. După mine. Cred că și eu aș fi zis la fel, la fel. Ca să vă spun, da, ăsta e extraordinar. Într-adevăr, este extraordinar. Fiecare pește a costat cam 15 lei, luați de la Shellgross, nu facem reclamă. Cam 15 lei, 16 lei a fost fiecare pește, dar sunt pești cu carne albă. Toți sunt buni. Acum depinde de fiecare, de gustul fiecăruia. Eu cred că sunt de acord cu Marian. Constanțenii știți că noi avem gusturi bune la pește. Acum eu, dacă vă spun, dacă v-a plăcut, vă mulțumesc. Poftă bună, să încercați. Și Marian o să zică, ține legătura. Ținem legătura. La revedere.